Ești o persoană fiabilă și demnă de încredere, ești bine organizată și ai o minte analitică minunată, inteligentă și flexibilă, nu ești înclinată să arunci energie și să pierzi timpul pe treburi nepractice. Când visul te împinge înainte, nu permiți nimic și nimănui să te abată din calea ta. Abilitatea de a utiliza creativitatea, autodisciplina și organizarea sunt principalele tale avantaje. Ești un furnizor de idei și maestră în comunicare, îți explici planurile inovatoare în așa fel încât să convingi aproape întotdeauna pe interlocutorul tău în implementarea cu succes. Înzestrat-o cu o minte plină de viață și un limbaj uimitor de elocvent și de discret, întotdeauna atragi atenția. Răspândind cunoștințele tale pe un subiect sau altul, tu uimești cu inspirația ta, dar într-o dispută sau o discuție te vei comporta rigid și ireconciliabil. Cu toate acestea, starea ta nu este prea confortabilă, de aceea se poate citi ușor autoritarismul pe fața ta. Acesta este motivul pentru care ești mult mai impresionată de activitățile în echipă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: spirit liber, ești pregătită pentru orice situație, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelat doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona banii. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru neputință la atacurile celor dragi. Deși ești născută sub constelația Gemeni, ești departe de orice standard. Diferența față de ceilalți reprezentanți ai acestui semn zodiacal constă în dragoste și capacitatea de a analiza, precum și în ordinea din toate domeniile vieții. În tine oamenii pot avea încredere, ești uimitor de inteligentă și extrem de practică. Nu-ți place să-ți pierzi timpul în miniaturi. Poți fi fascinată de un vis care îți iluminează întreaga ta viață. Fără circumstanțe, nu te vei împiedica în realizarea dorințelor. Natura ta creativă, artistică și atractivă, dar în același timp responsabilă, te face deseori să trăiești în conformitate cu programul unor oameni contradictorii. Ești inovatoare și știi cu ușurință cum să convingi pe ceilalți de valoarea ideilor pe care le prezinți. Darul oratorii și darul de convingere te ajută în acest sens. Tu comunici extrem de atractiv, atât oral cât și scris. Tu nu ar trebui să fii prea supusă presiunii unor reguli stricte, dogme și taburi. Tu primești cea mai mare satisfacție în procesul de învățare, rămânând veșnic în rolul ucenicului. Pentru tine este foarte important să ai noi proiecte în perspectivă, deoarece munca de rutină îți limitează libertatea creativității, îți atrofiază rapid talentele. În cel mai rău caz, iritarea cauzată de astfel de probleme se varsă asupra familiei, rudelor și prietenilor. Ar trebui să-ți folosești talentele într-un mod constructiv. Din cauza observațiilor critice,
Indiferent de gradul tău de înțelegere și profunzime, uneori generezi antagonism față de alții. Pe scurt, ar trebui să te concentrezi mai puțin asupra adevărului obiectiv și, în schimb, să te adresezi relațiilor umane. Un simț al umorului, lipsită de orice sarcasm, îți poate oferi un ajutor neprețuit în acest sens. Abilitățile tale tehnice sunt indiscutabile, prin urmare poți fi indispensabile la locul tău de muncă. Chiar dacă tu reușești doar într-o anumită zonă, abilitățile tale contribuie la prosperitatea întregii echipe. Deși luarea deciziilor pentru ceilalți nu-ți oferă plăcere, ai totuși prezente reale abilități organizaționale și reușești să-ți mobilizezi tovarășii și pe cei dragi într-un efort comun. Tu asculți întotdeauna vocea intuiției, verificând încă o dată chiar și cea mai mică suspiciune și îndoială. Tu nu vei permite niciodată ca o eroare să supraestimeze mintea și să subestimeze propriul tău intestin. Poți fi un muncitor incorigibil căruia este uneori folositor să acorde atenție vieții sale personale. Nevoile fizice de recreere, sport, sex, nu te țin înapoi. Este necesar să afișezi mai multă tandrețe față de cei dragi, să nu uiți că acea bunătate uneori face minuni. Tu accepți cu bună știință semnele de atenție din partea celorlalți, dar respingi cu hotărâre toate încercările de a ți se oferi un ajutor semnificativ. Pentru dezvoltarea completă a personalității, ar trebui să-ți moderezi propria mândrie și să-ți atenuezi într-o oarecare măsură perspectiva critică asupra vieții. Te distingi față de alții nativi din cercul zodiacal prin astfel de trăsături speciale, ești inventivă, plină de tinerețe, inteligentă, ingenioasă. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 4 iunie soarta ta? Jucătoare de echipă, de la naștere te distingi prin strălucirea minții și ingeniozității. Adori discuțiile, ești gata să ai un dialog de ore în șir, este elementul tău. Ai un caracter persistent, nu scapi nici o expresie, limba ta ascuțită poate ofensa adversarul tău. Nu este necesar să se intre în dispute sau conflicte cu tine, pentru că atunci, de la minunate și fermecătoare în dezbateri, te poți comporta destul de dur și foarte rar ajungi la reconciliere. Datorită setului unic de calități pe care Universul ți l-a acordat cu generozitate, te găsești mereu pe primul loc. Nu ești atrasă de ideea conducerii, îți place jocul de echipă, preferi să fii altcineva la înaintare purtând ideile tale. Faptul că faci parte dintr-un sistem mare este mult mai confortabil pentru tine decât gestionarea acestuia. Pentru tine nu este necesar să fii excesiv de conformistă și să respecti toate instrucțiunile, individualitatea ta trebuie să fie păstrată în tot. Tu te simți cel mai potrivit în rolul ucenicului, să înveți ceva nou pentru tine însă ți este foarte important pentru tine. Pentru a nu-ți pierde interesul în activitatea ta, este foarte important să participi în mod constant în proiecte noi, să schimbi tipul de activitate, să introduci diversitate în programul de lucru. Munca de rutină și monotonă te plictisește repede. Prin urmare, este deosebit de necesar să fii interesată de ceea ce faci. În caz contrar, munca plictisitoare îți va provoca atacuri de agresiune, poți stropi nu numai pe alții cu iritare, ci și pe tine însăți. Constelația Gemenii te protejează oferindu-ți abilități extraordinare și o setă distinctă de calități care te vor distinge în mod favorabil din mulțimea gri a celor din jurul tău. De la o vârstă fragedă, ai fost extrem de energică și neliniștită. Ai direcționat puterea ta spre cunoașterea unui lucru nou pentru tine însăți. Ești rebelă în inimă, acordând uneori atenție normelor de comportament stabilite de societate. Dar aceasta este mai mult ca o mică glumă, pentru că tu întotdeauna aderi la cadrul a ceea ce este permis. Din cauza faptului că ești întotdeauna obișnuită să faci totul la standardele sociale maxime, este foarte dificil de trăit cu tine. În copilărie, ai fost dificil de educat,
iar lumii adulților i-a fost dificil să găsească un limbaj comun cu tine. Aceste lucruri nu înseamnă că ai fost rebelă, ci orientată spre învățarea cu precădere ceea ce îți trezea interesul, uneori făcând mai multe lucruri deodată. Ești foarte carismatică și creativă. Ești ușor dependentă de noile tendințe, încercând în mod constant să-ți extinzi orizonturile. Curiozitatea ta impune descoperiri noi. Este întotdeauna interesant să se comunice cu tine. Datorită erudiției tale, vei putea întotdeauna să susții dialogul. Energia ta luminoasă și inepuizabilă este capabilă să perceapă pe toată lumea. În societate ți este de obicei întotdeauna ușor și confortabil, dar aceasta este doar în cazul în care nu există dispute, deoarece tu nu tolerezi să fii lipită de perete de cineva care nu este de acord cu opinia ta perfect fundamentată. De asemenea, nu vei permite nimănui să-ți rezolve problemele, pentru că este mai presus de demnitatea ta. Dragoste și compatibilitate. Relațiile apropiate cu familia și prietenii joacă un rol serios în viața ta, dând un sentiment de fiabilitate și plinătate a ființei. În dragoste, ești blândă și loială, nu ești înclinată să flirtezi ca gemenii tipici. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Datorită inteligenței și elocvenței tale remarcabile, ești întotdeauna în centrul atenției. Monologul tău este remarcabil pentru strălucirea și inspirația lui, iar stilul tău de a purta discuții poate fi dificil dacă intri pe calea cruzimii fără compromisuri. Foarte des, poți lua locul unui lider, deși aceste lucruri nu corespund de naturii și caracterului tău. Ca lider ești eliminată din punct de vedere autoritar, acest lucru se datorează faptului că nu ți este confortabil din punct de vedere psihologic pentru a lua o astfel de poziție. Dar munca în echipă pe picior de egalitate este cel mai potrivit stil de lucru pentru tine. Uneori preferi să folosești pe altcineva ca interfață care să exprime cu fidelitate ce ai de spus. Trebuie să înveți să completezi regulile societății, să înțelegi că este permis ceea ce nu este interzis, să nu urmezi reguli excesiv de stricte pe care se reduce la fanatism, îți place să înveți lucruri noi, iar rolul elevului te seduce la orice vârstă și în orice situație. Nu-ți place rutina și monotonia în munca ta, acestea îți distrug potențialul creativ, ești inspirată de prezența multor proiecte care așteaptă la rândul lor. Este important ca tu să eviți stresul psihologic în munca ta,
În caz contrar îl vei arunca sub formă de iritare în fața rudelor și persoanelor apropiate, ofensându-le. Iubești să critici și ai nevoie să adaptezi această particularitate la muncă? Fără a critica oamenii fără motiv, altfel vei provoca emoții negative la adresa ta. O atenție sporită ar trebui acordată în regulilor și faptelor, dar nuanțelor sentimentelor și relațiilor umane. Folosește mai frecvent simțului tău al umorului, pur și simplu nu lovi cu sarcasmul. În ceea ce privește profesionalismul și precizia tehnologiilor de lucru, ești pur și simplu de neînlocuit în acest sens. Aproape întotdeauna aduci profituri semnificative firmei în care lucrezi. Competențele tale organizatorice sunt suficiente pentru a asigura coeziune și forța echipei, dar cu adevărat nu-ți place să conduci și să iei decizii pentru toată lumea. Sănătate și boli. Din păcate, este extrem de greu să eviți supraponderalitatea, dacă din tinerețe nu te obișnuiești cu efort fizic constant. Competițiile sportive ți se potrivesc perfect, în același timp te ajută pentru a face față agresivității. La obiceiurile proaste este mai bine să renunți complet. În ceea ce privește activitatea nervoasă, în tinerețe ești de obicei mai activă și agresivă, dar de-a lungul anilor devii mai calmă și mai pasivă. Sarcina principală pentru tine este să încerci să menții o vitalitate ridicată pe tot parcursul vieții. La maturitate, trebuie să fii atentă să nu intri în pasivitate. Trebuie să te antrenezi pentru a trăi o viață activă chiar din tinerețe de-a lungul vieții. O dietă mai variată va fi foarte utilă. Ar trebui să depui eforturi pentru a-ți diversifica alimentația cu includerea de mâncăruri din bucătările diferitelor națiuni ale lumii. Poate că cea mai bună soluție la această problemă va fi dobândirea de abilități culinare. Soarta și norocul universul ți-a dăruit o personalitate unică. Ești inventivă și ingenioasă. Comportamentul și mintea ta sunt imprevizibile. Ai o minte rapidă, fluidă, gata pentru orice reacție. Sesizezi ușor natura umană. Ești natural inteligentă. Ești iubitoare de libertate și devii de vreme independentă, ceea ce uneori cauzează nemulțumiri ale celorlalți și mai ales ale rudelor. Poți câștiga cu ușurință bani, mai ales cu mintea, vorbitul și scrisul, dar poți fi extravagantă. Trebuie să fii mai rezonabilă, să înveți să fii atentă în privința finanțelor și să-ți îndrepți forțele spre realizarea obiectivelor deliberate. Atunci îți poți face viața un bazm. Sfaturi pentru tine. Tu păstrezi un anumit echilibru între instinct și logică. Dedicându-ți întreaga viață muncii grele, trebuie să-ți amintești de cei dragi, familia și prietenii tăi. Nu trebuie să te odihnești față de sex și sport, toate acestea sunt necesare pentru organism, fiind o necesitate, nu un lux. Analizează-ți cu atenție propria persoană. Caută puncte de ghidare în calea pe care o parcurgi. Nu te teme să ceri ajutor. Acceptă-te așa cum ești. Fii mai afectuoasă și mai iertătoare cu ceilalți. Ia-ți concedii frecvente de la locul de muncă. Din când în când învață să te relaxezi. Golește-ți mintea uneori. Merită să-ți înfrângi mândria, mai puțin criticând pe ceilalți și învățând să accepți ajutorul când este necesar. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie,
Ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Naiel Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.